Cupa Stejarul la tenis de masă s-a disputat weekendul acesta în Cocorăști-Mizli. Ediția a treia a circuitului național amatur a atras participanți din patru județe, Prahova, Dâmbovița, Brașov și Argeș. Chiar în acest an, zicem noi că am dobărât așa recordul de prezență, avem 48 de participanți. 48 de participanți însemnând mult pentru un turneu de nivel B în circuitul amatur. Spre bucuria noastră, avem astăzi aici și nu numai jucători de marcă din județul Prahova, ci și din județele limitrofe, din Brașov, din Dâmbovița, chiar din Argeș. Fapt care ne determină să credem că acest turneu este unul frumos. De la an la an, tot mai mulți jucători de tenis s-au înscris la Cupa Stejarul. Astăzi se întâmplă un lucru extraordinar la Cocorăști-Mizli. Cred că este a treia, dacă nu mă înșel, sau a patra ediție a Cupei Stejarul. Și de la an la an au crescut numărul de participanți. Și colegii de aici ne primesc cu mare căldură și noi venim cu mare plăcere la ei de fiecare dată. Este un concurs B în cadrul Amatur România. Participă jucători amatori. Deși au trecut mai puțin de 5 ani de la prima ediție, oamenii din Cocorăști-Mizli spun că circuitul a devenit o tradiție pentru comuna lor. O competiție de tradiție organizată la Cocorăști-Mizli, Bosga Lucian este organizatorul principal alături de Gabi Neacșu, care fac lucruri minunate aici în zonă. M-a surprins și pe mine, sunt pentru prima dată aici și m-a surprins în mod plăcut această atmosferă de la Cocorăști. De-a lungul timpului, participanții la Cupa Stejarul au legat și prietenii.